Domn profesor, dumneavoastră ce atitudine aveți? Față de ce? Față de ce se întâmplă în momentul ăsta? Aici este o revoltă, un asediu. Nu, nu, față de inițiativa asta a doamnei Ilara Roman. Și se pare interesant, având în vedere că Dunărea e un fluviu european. Nu? Și el leagă, dar și dezleagă. Nu? E un mod de a, cum să spun, de a vindeca limbajul de sensul original al cuvântului rival. În latinește rival vine de la rivus, adică cel care locuiește pe malul celălalt și care este potențial un competitor, potențial un inamic. Ori spiritul, cultura, deschiderile acestea spirituale, cum să spun, vindecă acest cuvânt de originea lui peorativă, să zicem așa, nu? Negativă, îl pozitivează. Pe de-o parte. Pe altă parte, sunt puține țări prin care Dunărea trece și care are pe ambele maluri același neam. Important este ca schimburile culturale, adică această inițiativă să ducă la schimburi culturale. Schimburi culturale sârbo-române, bulgaro-române, germano-române și mai departe, nu? Deci e o inițiativă care trebuie să pună în operă un concept dantesc, conceptului transumanar. Transumanar. Dante îl înțelegea ca depășire a umanului spre Dumnezeu, dar el poate fi înțeles și în alt sens, de depășire a ogrăzii sau a oculului strâmt al națiunii tale și de deschidere spre celălalt, spre ceilalți, adică spre aceea care te nobilează pe tine, te nobilează pe tine cunoscându-i și dăruindu-i cu tine, adică dăruindu-le ființa ta. Cred că în conceptul ăsta de transumanar, adică de depășire a eului etnic sau a comuniunii spre celălalt, este hotărător în orice mare realizare spirituală sau culturală sau estetică. Nu? Un mare artist, de exemplu, se realizează în lumea lui, în orizontul lui, dar consacrarea îi aduce depășirea acestui orizont. Exemple sunt din cinema minunate, Wim Wenders, care după ce a creat un cinematograf profund german, apropo, el a făcut un film despre Rin, care se numește False Bewegung, Wrong Movie, Mișcare Greșită, un film superb, un fel de, cum să spun eu, o reluare pe plan, pe un alt plan, bineînțeles, pe plan modern, al romanului Goethean, Călătoria lui Wilhelm Meister. Apare și Mignon aici, apar și toate personajele din, dar în Germania lui 1970, perinul modern, contemporan. Ori ce demonstrează filmul și de ce este falsă Bewegung? Adică de ce mișcarea este o mișcare greșită? Pentru că toate aceste personaje cu care el se întâlnește de-a lungul Rhinului și călătorește, scriitorul, tânărul care vrea să devină poet și își propune la modul stoic, mă rog, la un mod ăsta filozofic să devină poet, Ori, cum se spune, aut poet, aut nihil, și cam asta e deviza lui. Află până la urmă că aceste personaje nu se încheagă, ființele lor nu se încheagă, nu formează armonia găteană visată. Fiecare are infernul lui, inocența e inocență, Mignonei se inocentă, dar ceilalți au micile lor infernuri. Important este că, așa, întorcându-mă la Wim Wenders, să Wim Wenders a făcut filme excepționale în America. Nu? De la prietenul american până la
știu eu, Paris, Texas, nu? Așa. Și toți mari, și Custuriță a făcut un vis, Arizona Dream, nu? Toți acolo să se depășească. Și din ogradă. Fruntariile spirituale spre, să transumaneze, ca să zic așa, spre ceilalți. Așa și Dunărea. Dunărea este un prilej admirabil. De depășire. De depășire acestor fruntarii. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc.